Apostolul Pavel spunea unei biserici, vi l-am trimis pe Timotei ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze inimile. De fapt, el obișnuia să facă turnee de încurajare, așa le numesc eu. Nu știu dacă frații de atunci aveau nevoie de încurajare, sigur, familia... Cotoz. Cotoz. Dani și Diana. Care sunt invitații noștri astăzi, n-au nevoie de încurajare, dar au venit aici, poate mărturia lor să vă încurajeze pe voi. Nu știu dacă ne vor încuraja ei, oricum noi suntem încurajați în speranța că voi sunteți undeva acolo și ne urmăriți, dar rămânem la îndemâna lui Dumnezeu, știind că El ne încurajează pe toți. Încă o dată, bine ați venit! Bine, v-am găsit! Vă mulțumesc frumos că v-ați făcut timp! nu o să le spun cam cu cât timp înainte v-am invitat ca să nu ajungem la nu știu ce concluzie. Că asta este partea frumoasă, o mai spune pe la emisiuni. Ei cred că noi am vorbit cu nu știu cât timp înainte, am schimbat întrebări, am regizat tot și vă dați seama cam de unde vă privesc pe voi. Da? Deci nu aveți voi să faceți nicio greșeală, că asta este viața reală fără greșeli. Bun, ziceți-mi ceva despre viața voastră astăzi. Ce să începem. Okay. ok. Astăzi? Da. Facem o zi frumoasă, spre deosebire de ieri, coploată. <laughs> uh, viața noastră, probabil că fiecare om își vede viața în mod diferit față de cum o văd ceilalți din jur. Însă, uitându-mă în spate în viața mea, văd un singur lucru, și dacă ar fi să-l definesc, ar fi harul lui Dumnezeu. Bunătatea lui și nu cred că astăzi aș fi aici dacă nu era dragostea lui Dumnezeu. M-am născut într-o familie de creștini ortodoxi, unde mama este un creștin ortodox practicant. De mic copil am fost dus la biserica ortodoxă, însă făceam lucrurile așa, că trebuie făcute. Ca un copil de musai câteodată, am fost dus la biserică, dar mai degrabă eram în curtea bisericii. Musai pentru cei care nu știți înseamnă obligatoriu. Adică <gri> e musai. Așa, așa. Așa. Și nu pot să spun că a fost ceva care mi-a marcat viața. Însă a fost un moment când am fost adus, între ghilimele spus, de către un prieten într-o biserică evanghelică. Eram încă destul de, de tânăr, Cam la ce vârstă? Probabil că aveam vreo 12 ani. Uh -huh. Cam așa ceva, 12-13 ani. Și am venit cu el din curiozitate. Auzisem tot felul de mituri despre ceea ce se întâmplă în bisericile evanghelice. Și am venit de curiozitate amândoi. Să văd și eu. Să vedem ce se întâmplă A, acolo. A, deci nici prietenul tău nu făcea parte din biserică? Nu, 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 nu. nu. Doi extra v-ați gândit, ia să vedem noi ce exact, facem. Exact, exact. Tatăl meu avea un foarte bun prieten care era, era penticostal și mi-a fost rușine să-l întrebăm dacă e adevărat sau nu. Așa că am aflat noi pe unde e biserica și într-o zi ne-am decis, hai să mergem să vedem noi despre ce e vorba. Însă am rămas așa puțin cu un gust amar pentru că nu s a adeverit a fi adevărat ceea ce auzisem. Voi aștepta ceva aventuri de filmat, de pus pe YouTube. Auzisem tot felul de mituri. Da, da. Așa și a fost ceva normal ce s-a întâmplat acolo și am zis, probabil că astăzi nu a făcut nimic, au văzut că suntem noi aici. <laughs> și el a mai fost de câteva ori, eu nu am mai mers pentru că... N-avea sens, că nu era nimic ieșit din comun. Da, să se da. Acolo. A trecut vremea și a mai fost după aceea undeva la vârsta de 20 de ani, 21 de ani, cam așa, 20 de ani aveam, când am plecat cu același prieten din nou la biserică. El frecventa biserica de ceva vreme și pe mine m-a convins să vin cu el la biserică faptul că el era un rocker înrăit și dintr-o dată el a început să meargă la biserică, pentru că el nici la biserică ortodoxă nu vrea să meargă. Și am zis, bă, dacă tu mergi la biserică Înseamnă că e ceva acolo, dacă te-au determinat pe tine să mergi. Ori e cu tine, ori cu biserica ceva. Trebuie ori să fie biserică. diferit. Și am venit cu el de câteva ori. Bine, acum nu mai venisem pentru a vedea ce, ce se întâmplă, pentru că între timp am descoperit că erau doar Însă a fost ceva care m-a atras să rămân. Și mi-amintesc în ziua botezului meu, acel prieten cu care, cu care am fost prima dată, el n-a rămas în biserică. Nici astăzi nu este, din păcate. Mi-a spus, bă, omule, eu te-am chemat cu mine să fii odată la biserică, dar tu ai și rămas. ceva în regulă cu tine, nu cu mine. Și vreau să spun că a fost cel mai bun lucru, cred, care s-a întâmplat în viața mea. Ziua. Super, hai că acum m mai făcut curios să văd Diana, dacă e la început cu copilărie, hai să văd la tine cum a fost. Copilărie? Da, în ce Tot familie te-ai născut, ai crescut? Asta. M-am născut într-o familie de creștini penticostali, La mine nu a fost așa plin de valuri ca la el. Am crescut. Bine, el a dat varianta scurtă. Varianta scurtă, da. evident, da. Deci, am crescut într-o familie de creștini penticostali, am crescut în biserică, am. Asta a însemnat rugăciune, exact. cititul bibliei, exact. niște versete, grupe poezii, de copii, exact. poezii. Exact. poezii spuse în biserică. Da, spuneai poezii? Mai târziu am cântat da, da. singur în biserică, da. Deci o, o copilărie normală, obișnuită pentru copiii din familiile de penticostali sau de, mă rog, de evanghelici. Pe la 16 ani am început să merg în tabere de Tapere creștine de tineret, și acolo s-a întâmplat și să-mi dau viața în mâna lui Dumnezeu. Acolo l-am cunoscut mai bine pe Dumnezeu, și uh, apoi mai. Nu, după mult timp, m-am și botezat. Ai avut în viață ocazia să spui poezia? Am căutat iubirea ca pe o iubire nicăieri? Nu. Nu, nu, nu. nu ai <laughs> bună? Am întrebat și Nu eu, am apucat să o caut așa mult. La 20 de ani m-am măritat. Bun, dacă tot ea a vrut să ajungă neapărat acolo, cu 20 de ani m-am măritat. Cum de acolo a început viața mea adevărată. Ai, mă, la. acum... <laughs> deci are școală, da? Cum ai dat de ea? Puh, e bună întrebare. Nu știu dacă știți, suntem în satul mare. Suntem Care în nu satul e mare. foarte mare. E mai mare. De satul e mare sat. nu este chiar mare, e tot un nu, sat e mai e un mare. Sat da. Și pentru că este chiar că e mai mare e tot un sat, lumea nu e foarte, foarte multă. Așa că având un prieten comun, așa ne-am ne -am întâlnit prima dată sau așa ne-am ne -am văzut prima dată. Dar relația pot să, pot să spun că a devenit mai serioasă după ceva vreme. Bun, dar nu ai avut un prieten eu... care zis, hai să arăt o fată. Uh, uh, nu. <gântuia> nu. <gântuia> și așa, conjunctura. Va... conjunctura, colegi da, de da. clasă care erau vecini cu el și așa, colegi de-ai mei de clasă. Hai, și după ce a fost la biserică, am văzut pe acolo, am la tineri și așa au început uh, lucrurile. Practic, fost, cred că un proces nu a fost mai degrabă. Un... Bun, dar ce ți-aduce prim... aminte prima despre ea când ți-a captat atenția? Hmm. Chiar era frumoasă și este acum normal, normal, vede că e cu tine cum să nu fie mai frumoasă așa este. asta e partea smereniei ce mi-amintesc eu de la o întâlnire mi-amintesc la biserica întâlnire de tineret când ne am împărțit liderul de tineret pe grupe mai mici, mai puține așa într-o grupă și mi-a tras atenția el că vorbea foarte mult el vorbea, el foarte, vorbea mult. foarte mult adică nu era nici din biserică nici nu avea neapărat cunoștințe foarte mult trebuia să răspunde la niște întrebări și el avea răspuns mereu Tot timpul da. era a, e okay, Ceea ce nu s-a schimbat nici azi ce schimba Am vrut să întreb, dar mi a răspuns la întrebare. Bun, deci v-ați văzut la biserică, v-ați văzut în grupe N-a fost o chestie neapărat așa de la început nu. Pe ăsta vreau, pe asta o vreau nu. Și cum s-a ajuns totuși să... Uh, bine, nu a fost chiar așa În sensul că eu după două luni de zile Deja în mintea mea erau lucrurile foarte clare în sensul că cu ea vreau să mă căstoresc. Și o vreau pentru prima dată când gândeam astfel de lucruri. Bun, da. am înțeles că era frumoasă, 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 patru puncte. Altceva? Nu, era și deșteaptă și este. Dar, Dar cum ți-ai seama? Vorbind cu ea. Vorbind cu ea și interacționând tot mai mult, mi-am dat seama că sunt mult mai multe lucruri care îmi plac la ea decât credeam. Și... Ca să spun pe aia dreaptă, nu aveam o foarte mare experiență cu fetele. Asta e bine, da. Dar am zis, ok, nici nu trebuie foarte multe, una și bună. Și a avut o altă, o mie și. Și nu a mers bine. Nu, cel care a avut o mie a scris și a spus tu, o nevastă bună e un dar de la domnul. Două orele. Corect. 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 Și asta pot să o confirm după aproape 18. Bun, dar acum frământarea mea, Diana, este că voi ați început să vorbiți. Unde vorbeați? La biserică, la tineret sau te scoteava? Și la tineret, și la școală mai venea. Ei cum erau așa o gașcă, nici nu știu, veneau la școală, în pauze. Colegele mele de clasă și prietenele mele cele mai bune erau și în grupul lui, uh -huh. de la bloc și așa. Erau da. vecini de bloc și da. prieteni vechi. Apoi venea la tineret, miercurea, uh, se poate că venea să ne întâlnim. Mă mai bănuiești, mai, el da, eu bănuiesc, da, ce, da. Ce în mai de? conducea până la mine acasă, la unde stăteam. Da, asta e normal, un băiat civilizat, cum să lași fata să meargă? Să meargă el. seara singură, corect. corect, corect. Așa, am ajuns să, să, ne cunoaștem mai bine. Eu îi tot spuneam că nu va fi niciodată nimic între noi. Asta i-am spus, cred că luni de zile. Dar o spune cu lacrimi sau? Da, cu lacrimi. <laughs> Mă rog că le și, și, și Știi cum era chestia asta? Nu va fi niciodată între noi nimic. Ce ți atât? atâta? Da, am înțeles, da. da, da, da pentru că trebuie să recunosc că îmi plăceau niște lucruri și mie la el, dar eu știind că băiatul nu-i nici botezat, faptul că nu era dintr-o familie de creștini penticostali. Cu istorie, or, da. Cu istorie, exact. Asta crezi că... Bun, haideți să te întreb ceva. Dacă ți-aduce aminte cum gândeai atunci, dacă ai fi găsit un băiat bun și nu era din biserică, te căsătoreai cu el. Nu era din biserică, adică rămânea. Nu, nu era botezat, oh. cum mai zis. Nu? nu? Deci nu era negociabilă chestia asta la tine. Nu. Da, trebuia. Tu doreai un creștin autentic. Absolut, și mai mult decât atât am fost educat așa, că nici poveste, nici vorbă să se întâmple asta. Ori la un moment dat el a început să îmi cunoscă și prietenii mei apropiați din biserica de unde eu veneam, de la țară. Și în felul ăsta, într-un an am plecat cu grupul ăsta, grup mai mare, în tabără, în tabără pe el. Și în tabără asta, din fericire, el și-a predat viața în mâna Domnului. Te-ai rugat și tu pentru asta, Sănă? O, da. Iisuse. Tot cu lacrimi. Isuse! De fapt, s-a rugat-o grupul. Da. Da, tot grupul. Că grupul meu a început să-l placă. Și atunci cumva l au preluat așa și el s-a și integrat foarte bine. Nu știu cum să zic așa, să nu sune prost, dar el era așa ca un băiat creștin. Adică avea foarte multe calități care, pe care mulți din biserică nu le aveau. Bine, asta o să o ștergem, să nu se... Bine, da, să da, 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 Adică um, o să o ștergem de de apoi. Da. Um, și... Nu, dar e o chestie, pentru el e o chestie frumoasă și o chestie tristă, că poți găsi și în biserică oameni care n au... Din păcate. Da. da din Bun, păcate. acum haideți să fim deschiși. De ce tot vorbim noi de nașterea din nou? Te poți naște din cei mai tari părinți și cei mai faini creștini Și chiar părinții să n-aibă nicio vină Poți avea istorie cu bunicii, cu străbunicii Poți să fii în ușa bisericii, să fii vecin acolo Adică dacă Duhul Sfânt nu-ți transformă viața Ești un om educat religios Sau un om cu informație religioasă Dar Corect. ești tot omul păcătos Ce poți aștepta? Corect. Asta este realitatea Corect, așa e deci acolo el și-a predat viața la tabără. Mai ții minte ce s-a vorbit sau nu? Nu mai știu exact ce s-a vorbit. Știu că a fost în patra zi de tabără și în primele trei seri când a fost chemarea, mă tot uitam la cei care ies în față și mă gândeam ce determină să, să, facă lucrul ăsta. Îi vedeam că plâng, îi vedeam acolo că se îngenunchează și mă tot gândeam de ce ai face treaba asta? Ce înseamnă? Ce semnifică? Și așa oarecum ceva din mine zice, a, tu nu o să faci asta. Tu trebuie să fi tare, nu te lași tu, a, a, a chestii, emoții da, și a așa, de tu trebuie să fii strong. Și în a patra, în a patra zi, a fost ceva uh, ciudat, am zis eu, acum nu mai numesc acel ciudat, ci ceva extraordinar, încă de la începutul programului, să zic așa, când am intrat în cort. Era ceva diferit de data aia. Și când a început închinarea, am simțit ceva ce n-am simțit până atunci și nu erau emoții. Nu ești foarte emotiv de felul tău, așa, nu? Câteodată îți cred. Cred, sau? Îți cred. Da, nu no, am vrut, -a. Și a fost, a fost, ceva diferit. Muzica îți place? Da. Da. Se cânta frumos acolo? Da. da. Tinerește? Tinerește, era închinare și... Fetele din grupul de închinare nu te interesau? Nu știu dacă erau sinceri, dar probabil că erau, că nu erau numai băieți. Păi dacă Probabil. ai pus ochii okay, pe ce se mai da. Uh, însă în ziua aia nu mă interesa nici cine în jur. În ziua aia m-a interesat doar un singur lucru, ceva ce nu cunoșteam. Pentru mine era o, o necunoscută ceea ce se întâmpla în ziua respectivă. Vreau să spun când, uh, deci în, în timpul închinării, S-au întâmplat niște lucruri care nu știu dacă pot să fie explicate în cuvinte omenești. Ceea ce mi-am amintesc foarte bine a fost, așteptam din nou chemarea aia de la final. Când s-a făcut, am fost printre primii, cred, care am ieșit în față. Și când am îngenuncat înaintea lui Dumnezeu, am zis, Doamne, dacă existi cu adevărat, de aici nu mai vreau să merg fără tine. Și dacă tu astăzi mă primești, nu mai vreau să fac un pas. Și promisiunea și-a ținut promisiunea încă și astăzi. Și-și ține promisiunea. Slavă Domnului. Și cred, cred că asta a fost și punctul, punctul zero a vieții mele. Știi de ce? Nu că nu te-aș crede, dar știi de ce chiar cred că a fost ceva special de la Dumnezeu? Ca mai fost și eu prin tabere. Și acum haide să descriem atmosfera. Era cortul întâlnirii, nu? Dar nu toată lumea mergea la cort. Unii erau pe la corturile lor, unii pe lângă corturi se uitau după băieți, după fete. Deci nu este neapărat să zici că ai intrat așa într-o boxă spirituală așa. dacă ai vrut să te lași distras în altă parte. Ai putut face aproape orice pe acolo prin tabără. Nu neapărat la pescuit, dar ai putut pleca pe deal, pe vale, la apă, faptul că te-ai dus acolo a fost mare lucru și apoi cum spui tu, în toată chestia aia eram cumva eu cu Dumnezeu într-o lume spirituală, asta e chiar ceva autentic. Acum vreau să punctez legat de taberele Peniel, cine a fost cândva în tabără Peniel știe că taberele Peniel sunt destul de stricte. Nu rămâi la cortul tău, adică se verifică corturile. Oamenii de ordine verifică corturile. Nu pleci când vrei, fără să fii întrebat de la cortul mare, fără să fii întrebat ce faci unde pleci. Nu pierzi vremea prin altă parte, dar, într-adevăr, cine vine în cort nu înseamnă neapărat care cele mai sincere. Se vede că ai fost o fată bună. De ce? Eu am fost în tabere. Și mă opresc aici. Da. da, deci da, pentru, pentru, mine te... regulile erau reguli și atunci și reguli și acum. Am da. înțeles, deci no. tu care fată bună te-ai dus, respectai reguli, tu crezi că aveai habar ce se întâmplă? Da, deci regulile scrise și una așa și eu, eu am vorbit de viața reală, nu de reguli scrise. <laughs> am <laughs> da. înțeles. Nai cum și n-ai cum. Acum hai să mai vorbim un pic de vremurile bune. Erau Sute de tineri sau mii de tineri, câteodată? Sute, șase sute, șase sute. 600. 600, nu da, mai deci dacă, dacă cineva două. chiar crede că poți controla pe toți ăștia, mai da. dacă le bași chipul la toți, <laughs> și atunci e greu. Da. Bun. Deci atunci ai luat decizia pentru Dumnezeu da. și ai rămas cu decizia pentru Dumnezeu. Și de aici, cum s-a schimbat relația voastră? Uh, cred că de atunci am început să ne luăm mult mai în serios unul pe celălalt și eu să-l văd ca un potențial soț. Mi-am și de mama mea care mi-a zis, ok, de acum îl pot lua în serios pe Dani. Mama mea deja îl cunoștea și mereu zicea că, mă rog, că pentru mine un soț trebuie să fie creștin. Pentru tine nu există, fată. Până el nu se pocăiește, pentru tine corect, nu există. Cam exact, așa era varianta. Exact, exact. Ce Spune corect, direct. da? Corect. Nu și a fost bine așa. Că dacă cochetești și ajungi la sentimente foarte puternice, știi că îți găsești tot felul de... Portițe. Da. Exact. exact. Bun. Căsătorie mare, frumoasă. Da, am făcut o nuntă aici în, în biserica, tocmai în biserica în care suntem. Ce fiți ați avut în cap la nuntă? Nu am prea avut, așa. Nu, nu la am, Pe vremea. Vrem vrem. oh, acum mă gândeam. <laughs> da, nu, 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 scuze. Nu <laughs> acum 800 ani nu erau chiar atât de multe fițe ca, ca acum. Chiar nu era nici mare variație din ce să alegi, din niciun punct de vedere. Așa că nu. nu. 18 ani? Da. Majoratul. Anul ăsta, în mai, mai puțin mai de o lună. Da, frumos. Domnul să vă binecuvinteze. Înseamnă că se va schimba ceva, așa. Și descoperiri frumoase după căsătorie. Că nu pot fi decât frumoase. Așa am crezut și noi. <laughs> <laughs> și ați putit uh, pentru credință? <laughs> încă nu. Uh, ne-am căsătorit uh, și ca orice cuplu, uh, ne-am mutat în biserica în care el uh, a devenit membru, uh, s-a botezat și a devenit membru. Uh, și ne-am integrat, în biserica asta. Am uh, început să avem prieteni, familii de prieteni tineri care, cu care am legat relații foarte faine și pe care noi le apreciem și astăzi. Contează prietenii. Extrem, extrem, extrem de mult, cu multe semne exclamări, adică fără discuție anturajul contează. Un anturaj prost poate să te distrugă, un anturaj bun poate să te crească și noi am avut haru, daru. pot să zic, de a cunoaște oameni foarte faini de, de vârstă cu noi, dar de la care am avut foarte multe de învățat Păi simt din foarte multe, că asta eram curios Deci era o întrebare, ce ați putut învăța de la alte familii? Mă gândesc așa, de exemplu, Dani era un bărbat Un foarte proaspăt creștin și imediat într-un an jumate foarte proaspăt soț Conta foarte mult să aibă un bărbat creștin de la care să ia un model Sigur și în ce mă privește, dar eu asta am văzut foarte mult în viața lui și Uh, a avut un prieten, doi, trei foarte buni, care l-au învățat ce înseamnă să fie un soț creștin sau un preot în casă. Sau... Da, asta nu. Poate fi umilitor. Cum adică să le înveți? Uh, depinde cum, de ce perspectivă o privești, cum o privești. Vreau să spun mai că anturajul nu doar că contează, cred că e definitoriu. Uh, până sau după ce m-am pocăit cu adevărat, și când spun pocăință nu mă refer la botez, ci mă refer la convertirea adevărată care se produce în interior. Prietenii de la vechi, de la bloc, au zis, mă, ceva s-a întâmplat cu tine. ce cu tine? Nu știam eu foarte bine să le explic, însă ceea ce vedeam în fiecare zi, că nu mă mai potrivesc. <coughs> puzzle în care făceam parte dinainte, eram piesa din puzzle, ori s-a schimbat Puzzle, dar înainte o -o erai piesa, la locul tău acolo. Da, acolo eram, acolo. Da. Eram în mediul în care trebuie, dar din toată ceva o ceva s-a schimbat și atunci mi-am dat seama, mă, ori s-a schimbat piesa din puzzle ori s-a schimbat puzzle-ul, din două una. După ce ne-am căsătorit, lucrurile au devenit și mai serioase, pentru că am văzut foarte mari diferențe de mentalitate între ceea ce începeam să gândesc și ceea cum vedeam lucrurile față de ceea ce era în jurul meu. Mi-am dat seama că, vrem, nu vrem, suntem influențați de mediul înconjurător și de, de anturaj. Și atunci am luat decizia de a mă detașa de prietenii vechi. Asta nu înseamnă că nu am mai vorbit, nu i-am, dintr-o dată a, nu mai cunoscut. Oamenii ați rămas Am rămas, rămas azi, o, oarecum da. prieteni, dar nu i-am păstrat ca și prieteni apropiați cărora să le dau voie să-mi influențeze. Să, să influențeze viața. Ce am un alt, valorile, da? Corect. Ce am căutat un alt, un alt anturaj. Anturajul din biserică. Uh, și din nou spun că a fost darul și harul lui Dumnezeu să dăm de familii sănătoase și oameni de calitate care ne-au ajutat foarte mult. M-a ajutat în procesul pocăinței pe mine, pentru că teoria e teoria, dar practica e diferită când o și vezi în jurul tău. Una e să-ți spună din față așa trebuie să faci și alta când e cineva lângă tine care îi spune hai să o facem împreună. O fac și eu și o fac și tu. Una e să fie din când în când să te întrebe cineva ce faci, cum ești, și alta e când zilnic, poate chiar săptămânal, să te întâlnești cu persoana respectivă și uh, să fie interesată de progresele care le faci. Pentru mine a fost vital, pot să spun lucrul ăsta. Și spun încă o dată, cred că anturajul e definitoriu. E ceva ce, nu știu. Da, foarte, foarte bine. Biblia spune foarte clar că prieteniile rele strică deja obiceiurile bune. Da. Nu, nu te-ai gândit că-ți asumi un risc, adică tu, totuși o fată crescută în biserică, crescută într-o familie cu valori, să zic așa, de creștini evanghelici, e un băiat care s-a pocăit sincer, dar cum ziceai tu, e bebelaș. Adică nu te-ai gândit că o să-l iei de mânuță să-l înveți pe calea credinței și acum. Uh, Mi-a mai pus și alții întrebarea asta. Chiar sora mea, mi a inteles că înainte de nuntă cu un pic, mă tot întreba, Dia, ești sigură? Ești sigură că știi ce faci? Și mereu am fost foarte sigură. Nu pot să explic de ce, dar mereu am uh, fost foarte sigură că vreau să mă căsătoresc cu el. Acum, sigur că există un risc. O marjă de risc este. Pe de altă parte, cred că marja asta de risc și-o asumă orice fată se căsătorește. Indiferent Băieții nu, Dani. Acum trebuie să o, -o pe aia drepte. Am cunoscut din păcate, din păcate spun, am cunoscut băieți, bărbați care au venit din familii creștine, crescuți poate de mici, de tineri, așa, în, cu, cu valorile astea și mai târziu să se dovedească a fi soți, bărbați, nu atât de... Cum te-ai aștepta, cum, cum ar fi logic. Cum, da? cum ar fi logic sau cum te-ai aștepta. Cum și, dar ce mă convingea pe zi ce trece era el. Purtarea lui, seriozitatea lui, pasiunea pentru Dumnezeu, am văzut-o la el din momentul în care a început o relație cu Dumnezeu. Am văzut pasiune pentru asta sau pentru Dumnezeu, pentru tot ce însemna biserică. De la început, el a început să se implice în biserică, să slujească. Asta, astea spuneau toate, foarte multe despre el. Deci faptul că vedeam ce, ce schimbare, ce curs nou a căpătat viața lui Mă convingea pe zi ce trece că e în regulă Cred că aici îmi dați voie să le spun familiilor tinere din biserică Și nu numai familiilor tinere Dacă vine cineva în biserică, dacă o familie este la început de drum Faceți-vă disponibili Sigur, întâi așezați-vă la dispoziția lui Dumnezeu și nu lăsați pe satana să vă pună chestia asta în gând. Noi nu putem oferi nimic, noi nu avem nicio valoare. Viața zilnică trăită cu Dumnezeu poate însemna enorm de mult pentru cineva care este la începutul vieții de credință sau la începutul vieții, în doi. Și probabil ați remarcat ce a spus Dani, dacă pentru unii este important, pentru el a fost definitorium, și poate ar spune mulți alții. Dacă aș fi avut niște oameni cărora să le pese de mine, să mă arate în fiecare zi că sunt în rugăciunile lor, că sunt în planurile lor, poate că mulți ar spune n-aș fi aici unde sunt astăzi și aș fi într-un loc mai bun. Bun. Aș dori da. să completez ceva legat de lucrul ăsta. E esențial să, da, să vrei să fii uh, umărul sau mâna care ajută pe cineva care vine nou în biserică, uh, dar aș merge și pe cealaltă parte. Dacă ești nou într-o biserică, Acceptă provocarea de a te integra într-un cerc nou. E esențial să nu stai uh, tu deoparte, nu pot, eu nu, eu veneam de la țară, puteam să-mi învisești. A, ah, să ai tot felul de, venit, complex, da, să tot eu, felul nu, de complexe, să nu doresc, ori ne-am dorit foarte tare să ne integrăm și cred că o să fim veșnic recunoscători familiilor care foarte frumos ne-au îmbrățișat. Deci, până de la urmă, nouă, este un drum din cu, ambele Din ambele porți, părți, da, da, da. Frumos. Bine. Uh... Normal că după căsătorie, mai devreme sau mai târziu, depinde de vârstă, aștept să vină. Bebe. Bebe. <laughs> da. Noi încă așteptăm. Voi încă așteptați? Da, Noi... e bine, e frumos. Eu... Încă suntem tineri? Încă sunteți tineri, da. până la 80 70. de ani, 79, e ok dacă știi să zâmbești. Da. Da, cum e la voi? Păi. Uh... O să te lase, Dani, pe tine, că e o chestie mai sensibilă și nu da. se bagă el aici. Da, am <laughs> fost și simt. suntem parteneri amândoi în, 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 în povestea asta cu bebele, cu copilul, dar probabil că eu fiind femeie am fost mai sensibilă și am simțit diferit lucrurile. Da, ne-am căsătorit, și așa ca aproape toate cuplurile, sau ca majoritatea cuplurilor, am început să ne dorim să avem și copii. Eu eram încă studentă când ne-am căsătorit, dar încet am vrut să avem și copii. Și ne-am făcut planuri, am crezut că o să se întâmple așa, ca în filme, ca în povești. Ne căsătorim și avem copii și creștem, și. O să fie sănătoși, o să fie bine. O să fie, să fie tot în regulă exact. Da, da, da. Numai că planurile noastre nu coincideau cu planurile lui Dumnezeu. El avea alt plan pentru noi. Și da, uite, așa, treceau anii, treceau lunile, anii și eu nu rămâneam însărcinată. Și cred că de aici ăsta aș putea să zic că e punctul care au făcut o schimbat direcția vieții noastre. De la faptul că, faptul că uh, nu rămâneam însărcinată, asta era cumva, este intriga a vieții noastre. Pentru că uh, am început să ne facem analize, să mergem la doctor să ne facem analize, să fac tratamente, o mulțime de injecții, de... am făcut și operații, tot felul de lucruri, am făcut tratamente în România, în străinătate. Fără rezultat, din potrivă. Diagnostic... Îți pui un pic de speranță de fiecare dată. Absolut, absolut. Și cum e când. Absolut. Poate că noi reacționăm diferit, femeile, în funcție de tip de personalitate sau așa, dar, da, fiecare lună în care făceam un tratament și mergeam la doctor și făceam din nou analize, era o speranță în plus și, evident, o speranță năruită la capăt care mă făcea să sufăr foarte mult, care... Uh, diagnosticul meu era foarte complicat și parcă se complica pe măsură ce trecea timpul, pe măsură ce făceam analize, mai descopeream câte ceva care părea că... Nu mi-a zis mie doctorii niciodată, n-ai șanse să rămâi însărcinată, dar cumva o doamnă doctor mi-a spus odată că nu știu de unde să te apuc. Dacă rezolv una, o încurc pe alta. Deci așa și cred că Dumnezeu în înțelepciunea lui, așa au vrut să fie așa diagnosticul meu uh, Acum zici mai ușor Acum zic ușor, evident atunci Că nu ai intrat într-o altă etapă Dar uh, există riscul Scuze-ne cu un pic uh, no. <laughs> <Asta e> curios... <laughs> Curiozitățile mele Da. Există riscul să îi pui întrebări lui Dumnezeu? Da, evident nu doar că i-am pus întrebări, m-am certat cu Dumnezeu. Eu n-am vrut să zic asta, da? Da, m-am certat cu Dumnezeu, m-am supărat pe Dumnezeu, am considerat la un moment dat că râde de mine, că uh, își bate joc. Sincer. Da, așa. Da, da, astea erau. Astea erau. Bine, culperele. hai să văd dacă pot pricepe un pic logic. Uh, am uh, încercat de mică să fiu o fată ascultătoare, să-l iubesc pe Dumnezeu să mă dăruiesc lui Dumnezeu. Am zis că și de nu mă mărit în veci, eu trebuie să mă mărit cu un om după inima lui Dumnezeu. Pentru asta am plătit preț și nu știu ce. Vreau și acum să-L iubesc, să-L slujesc pe Dumnezeu și nu vreau 150 de copii, nu vreau neapărat să fie toți cu premiul Nobel, vreau un copil. Un copil. Cuplurile de vârsta noastră începeau să aibă copii și asta era o frustrare veșnică. Acum toate rămân însărcinate, numai eu rămân pe din afară. Și asta mi se prea doamne. Te păi... comparai un pic cu el, adică evident. Cu cât ea e mai bună ca mine. Da? Nu la modul ăsta cu cât e mai bună, nu mă comparam așa, dar evident, mă uitam la fericirea lor și vedeam nefericirea mea. Ele cred aveau că... exact ce-mi lipsea mie. Pentru voi, cred că cele mai faine servicii în biserică erau serviciile de binecuvântare de copii. Nu m-am gândit să spun asta, dar... A fost o perioadă când erau bine și mai bine nu mergeam la biserică, sau mergeam mai repede acasă. Da. Pentru că era foarte dureros. O fost, eu... Ar trebui să învățăm și noi ceva slujitorii de aici? Puh, foarte multe. Zim câteva, poate mă luminez măcar acum la bătaie. Asta m-a determinat și pe mine ca să mă implic în slujire și, în special, oamenii care nu au copii îi înțelegi diferit pentru că ai trecut pe acolo. Pentru noi, faptul că nu am avut copii ne-a dus într-o depresie de câțiva ani de zile, pe o perioadă lungă de timp. Deci voi folosiți cuvinte mari. Astea au fost realitățile vieții noastre atunci. Nu le, nu le folosim fără fundament, fără... Și oare credeți că cineva Au bănuit pe unde sunteți voi? Prietenii. Prietenii, Prietenii apropiați. Da. Și ăsta e și un argument pro-anturaj bun. Pentru că dacă ai oameni de calitate lângă tine, te ajută. Dar dacă ai oameni superficiali, pot să spun că mai mult te încurcă decât te ajută. În momentele acelea grele, nu ai nevoie de cineva care să spună, să te bată pe umăr și să spună că o să fie bine. Nu vreau să aud asta. Că o să te fie ai, bine. Da, te-ai săturat de nu, bine. Propoziția asta aș, chiar aș recomanda tuturor. Nu o folosiți în cazuri din astea. Nu ajută din potrivă. Cel puțin. pentru noi. Adică mai ales după anumite perioade. Dacă se spune prima dată în prima lună, poate că e ok. Da, Știi că ai da. speranțe pentru luna a doua. Dacă... Da, da, da. da. În cazul ăsta, hashtag totul va fi bine, nu funcționează. Nu funcționează. Nu funcționează. Pentru că binele are și o chestie relativă. Și ziceați adineauri de faptul că ai crescut într-o familie și oarecum ți s-ar merita și ți s-ar cuveni anumite lucruri. În momentele așa, așa gândești. Însă nu-i deloc așa. În viață nu primești ceea ce meriți da. și de fapt nu-i după merite ci după bunătatea și harul lui Dumnezeu. Am auzit-o binele... de la cineva scuză-mă, zicea dacă ar fi după merite toți merităm iadul. Deci da, de aici plecăm. Corect, corect. Și în momentul când schimbi puțin gândirea și perspectiva înțelegi diferit lucruri și îl vezi pe Dumnezeu diferit. Dar adevărul e că de acolo în groapă jos E foarte greu să vezi lumină, pentru că e doar întuneric în jurul tău. Și chiar dacă cei din jurul tău încearcă să te scoată afară, sau încearcă poate să aprindă ei o lumină, sau încearcă să te conștientizeze că este o lumină, că câteodată întunericul e atât de, de gros și de dens încât nu se întrevede nimic. Dar este întotdeauna lumină. Și Dumnezeu se folosește de oameni. Și se folosește de prieteni, se folosește de specialiști, aș putea spune, în domeniu, care să te ajute să ieși afară de acolo. Teoria că te scoate cineva fără să vrei nu e adevărată și nu funcționează. Trebuie să și vrei, să-ți dorești să ești de acolo. Deci noi suntem cu ambele părți care trebuie. De fapt, nu ar trebui să ne mire, că și în relația cu Dumnezeu, nu? Este partea lui Dumnezeu, chiar dacă vorbim de partea lui Dumnezeu și partea noastră, dar da. nu, nu se poate întâmpla una fără cealaltă. Dumnezeu își face partea lui și chiar și-o face, întotdeauna, Corect. chiar dacă nu, cum gândim noi și la timp, dar trebuie să ne facem și noi partea noastră. Multă vreme am crezut că Dumnezeu e, e scenaristul, ca și într-un film în care ne scrie scenariul dinainte și noi ca și actori mergem pe... Vrei, nu vrei, asta este, acolo. Însă lucrurile nu știu dacă sunt chiar așa. Cred că mai degrabă Dumnezeu e regizorul și scenariul cam scriem împreună. Pentru că prin deciziile noastre schimbăm câteodată lucrurile. Însă ceea ce e bine că regizorul când le pune în în acțiune. El a de înainte schimbările noastră. Exact, noastre. Exact. Și atunci le pune acolo unde trebuie. Chiar că vorbim de anii ăștia grei de, de suferință, cineva a zis o chestie super tare, mi-a rămas în minte și a zis, Dani, hai un pic să redefinim suferința asta. Mai degrabă a fost o, o școală prin care a trecut. O pregătire pentru ceva? Da. Și văzând așa lucrurile, pot să spun că oricând, la orice oră, aș spune, da, Doamne, mai trec încă o dată pe acolo. Pentru că ceea ce a ieșit e prea frumos și nu cred că în alt context se putea câștiga ceea ce am câștigat în, în suferință, să zicem așa. Despre câți ani vorbim? Uh, 6-7 ani de depresie. Depresie în ce mă privește... Bine, se vedea pe din afară. sau se vedea. se vedea se vedea și dacă prietenii mei ar putea să fie aici acum, ar spune. Ar spune că se vedea, da. Din păcate, întrebați mai înainte dacă cei din biserică ar trebui să știe ceva legat de lucrurile da, astea. Da, da. Și vrem să zic că da, deci starea mea emoțională se înrăutățea pe zi ce trece, pe zi ce trecea mai mult, pe lună ce trecea. Sigur că stările astea erau potențate și de faptul că făceam tratamente hormonale, ceea ce nu putem lăsa afară din schemă. Dar un lucru care încă mă, mă mai afecta, trebuie să recunosc, era și este încă și în ziua de azi, cred, o mentalitate a bisericii lor. Nici nu știu cum să mă exprim mai exact. Este sau, unora din biserică. Sau, a unora, da. sau a unor oameni din biserică da. n-aș vrea să generalizez într-adevăr este un tipar format familia, se, cuplu se căsătorește face copii și se întâmplă într-un anumit fel dacă, asta e normalitatea. normalitatea dacă nu te încadrezi acolo e ceva interesant, ciudat cu tine oamenii nu știu cum să se poarte cu cineva care e într-o situație ca asta și nu numai într-o situație ca asta dar în într-o situație specială diferită nu știu cum să se comporte, nu știu ce să spună nu știu cum să fie de ajutor. Mi-am că cineva s-a supărat pe mine la un moment dat că la binecuvântarea copilului lor nu am mers să-i felicit, să-i îmbrățișez. Eu nu știam cum să ies din biserică, să-mi plâng durerea, să-mi urlu durerea mai degrabă, că asta se întâmpla de cele mai multe ori după binecuvântări. Și, na, ea s-a supărat. Bine, se gândeau la bucuria lor, nu este la durerea aia? ta. Ce să zicem? Despre da. asta e vorba. Bun, dar ca să fiu eu totuși, să-mi fie clar pentru mine. Deci tu spui că problema bisericii este că de fiecare dată când cineva nu intră în șablonul normal, e privit mai pocăit, mai bine binecuvântat de Dumnezeu. Deci în sus, nu? Nu, din păcate nu. Din păcate nu am trăit să ne spună cineva la un moment dat din... Nici nu știu, din prea mult zel sau nu știu, ne-a spus că noi de fapt nu suntem un, o, familie. o familie. Noi suntem un cuplu, cuplu căsătorit și atât. Pentru că nu avem copii. Am trăit mereu cu senzația că nu, o femeie fără copii nu are valoare pentru că da biserica asta asta promovează. Fie, fie că e intenționat fie sau, că nu. sau nu. Da, da, da. Din fața asta se spune mereu că mama are preț. Femeia care dă naștere copiilor are preț. Ori eu m-am luptat foarte mulți ani cu sentimentul ăsta de neîmplinire, de eșec personal, de inadecvare în locul în care eram. Mi se părea că nu potrivit acolo, că n-am ce căuta Acum, acolo. Dacă ți se spunea și că Dumnezeu de viață, era normal cumva să fii supărată pe Dumnezeu, că... Da. 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 Ar fi multe de spus. S-a încheiat capitolul. Din fericire, da. S-a da. încheiat. Ce-a ieșit bun din asta? Foarte mult. Bun. Aici. Când pui în cuptor mult pământ în care îți doar câteva fărâmituri de aur, când iese din cuptor, iese aur curat. Și Dumnezeu din cuptorul ăsta a scos aur curat. Chiar zilele trecute, mergând pe, pe drum cu Dian, am pus o întrebare acum, după 18 ani de căsnicie, care sunt realizările noastre? Pentru că mulți oameni spun realizarea scopii, uh -huh. am niște copii pocăiți, bine puși, în funcții bune și așa mai departe, și consideră o realizare. Au făcut o casă, au făcut. Și este o realizare, că este. până la urmă. Este. Nu da, da, până. da, da, este. dar adevărul e că în societatea noastră se pune mult accent pe chestia da. asta. Da. Bun. Și stăteam și discutam noi așa pe drum, ok, care sunt realizările noastre? Dincolo de cele materiale, că alea sunt relative. Și ne-am dat seama că una dintre marile realizări e tocmai faptul că nu am avut copii și ne-am putut investi în relația cu Dumnezeu, ne-am putut investi în noi și în oameni, în cei din jur. Suntem implicați în lucrarea cu tineri în biserică, suntem implicați în lucrarea cu bărbații, lucrarea cu femeile, oarecum în lucrarea cu dependenții într-o oarecare măsură. Am făcut și o școală de consiliere în direcția asta, pentru că am văzut necesitatea și nevoia dacă faci ceva să o faci cum trebuie, nu numai să o faci după ureche, cam așa ar trebui. Și spun încă o dată, altfel vorbești când ai trecut pe acolo, decât dacă ai învățat doar sau dacă ai citit. Și altfel te iau și oamenii, altfel, de fapt, se raportează la tine. Când poți să spui, vorbesc pentru că am trecut pe acolo. E postura sau perspectiva e diferită. Ai avut ocazia să vorbești cu o soție în sandalele tale? Da, am o prietenă bună care este în sandalele mele. Și ce ai spus? Prietenă foarte bună. I-am spus foarte mult din ce v-am spus și dumneavoastră astăzi. Mai mult decât-am spus, am încercat să îi arăt. Că există viață și fără copii. Că familia este familia și. Că familia este, că familia copii, este da? absolut, că este familie și fără copii, că I am încercat să-i transmit ce am înțeles eu. Și anume, vă spuneam că m-am luptat foarte mult cu sentimentul ăsta de fără preț. Pentru că nu am copii, nu am preț, nu am valoare, -am, nu am fac nimic valoros. Ori, în momentul în care am început să-mi înțeleg identitatea și să trăiesc în virtutea identității mele în Hristos, am înțeles că, da, o femeie este valoroasă și dacă nu dă naștere la copii biologici. Sau că poate să facă lucruri foarte prețioase pentru cei din jur, chiar dacă asta nu înseamnă să crească proprii copii. Pot să contribui la creșterea copiilor altora. De exemplu, ăsta e un exemplu. V-ați gândit vreodată la adopție sau ceva? Hmm. Asta e o întrebare care ne se pune foarte des. A, nu. Ne-am gândit și nu ne-am gândit, nu foarte serios. Cred că nu ne-am gândit foarte serios. Nu că nu am putea iubi un copil um, în fiat sau nici vorbă, ci credem noi, fapt, suntem convinși că Dumnezeu a avut alt drum pentru noi. Nu ne-a pus dorința aia foarte mare de a merge să luăm un copilaj. Asta e foarte important. Eu am văzut, am prieteni care au adoptat copii și am văzut, ei își doreau foarte tare, erau foarte convins că vor să adopte. Cum voi chema ceva înspre asta? Eu, noi nu am simțit niciodată. Gândește-te la cei ce spuneai mai la început, când eu te-am întrebat dacă te-ai gândit să-ți asumi riscul și tu îmi spuneai aveam o pace în suflet pe care nu o poți explica dar era acolo e pacea care ți-o dă Dumnezeu când ești în voia Lui da. pe de cealaltă parte când Dumnezeu chiar vrea să faci da. ceva Dumnezeu pune acolo dorința toate celelalte, da. deci dacă nu a venit înseamnă că Dumnezeu are Adepăr alt plan cu voi da, adevără că am înfiat uh, niște copii în momentul când fără când... acte Făracte, Făr am zic. <laughs> în momentul când am uh, început să ne implicăm în lucrarea cu, cu tinerii și cu copiii devenind părinte spiritual pentru ei v-ați mai dori copii după ce ați început să lucrați cu tinerii am <laughs> da. început să-i compătimim pe părinții de adolescenți uneori pentru că ne-am dat seama că e provocare maximă așa, afrățească. Evident. și să-i ajutați da. Da. Uh, ceea ce încă vreau să spun vis a -vis de partea cu copiii, foarte mulți sau foarte multe cupluri care trec prin problema asta, fac din copil un scop. Asta am făcut și noi. Și atâta vreme cât faci din el o prioritate și un scop, asta îți definește practic și viitorul, și calea, îți definește mersul vieții, dar în momentul când abandonezi scopul ăsta de a avea copii cu orice preț, și, de fapt, Dumnezeu devine scopul tău principal. Umblarea cu Dumnezeu devine scopul tău principal, parcă tot prind sens și copilul trece pe locul 2 sau 3. Eu am crezut pentru o perioadă de timp că dispare. Dorința de a avea copil dispare, nu dispare niciodată. Doar că trece pe un loc secundar. Ideea aceea din Biblie mai mult. Corect. Cine va iubi mai, mai. mult. Uh, aici ai spus un lucru. Eu am vrut să vă întreb, dar am încercat să mă abțin, că mă mai abțin și eu, că poți fi și interpretat greșit așa. Aș fi pus întrebarea, de ce ne dorim copii neapărat? Acum, noi avem copii, avem două minuni, mulțumim lui Dumnezeu că n-am avut noi șanse, în fine, o istorie foarte lungă, dar uh, niciodată din nou, nu mă întreba de ce. Poate că așa am văzut, așa am citit în scriptură. Eu niciodată n-am văzut copilul ca ceva care să dea sens vieții mele, ca și cum aș avea o viață lipsită de sens și vine un copil și mi-aduce nu știu ce. Copilul era în planul lui Dumnezeu încă ceva ce hotărăște Dumnezeu. Asta ne-a făcut, sigur, să ne iubim copiii, dar să nu facem niciodată idol din ei. Să investim în creșterea copiilor, dar niciodată să ne facem noi planuri pentru copii. Am spus-o și o voi repeta mereu. Ne-am avut multe dorințe, să zic, pe listă pentru copii, dar au fost două majore. Să-l iubească pe Dumnezeu și să-l slujească pe Dumnezeu. Cum îl vor sluji pe Dumnezeu? Alegit. Niciodată nu mi-am bătut capul cum îl vor sluji. Că dacă iubești pe Dumnezeu, te va conduce Dumnezeu. Și eu n-am vrut să fiu Dumnezeul copilului meu, ci doar părintele care împreună cu Dumnezeu pentru o vreme să investesc. Și mi-a părut rău să știu odată, dar nu știu dacă a fost bine așa sau a fost greșeala mea, când cineva foarte mult își dorea copil, n-a putut să aibă copil și am vrut să întreb de ce. Și era, cum spui tu, sandalele, de ce îți dorești atât de mult un copil? <fie> pentru că dacă vii și îmi spui ca să facă ceva Dumnezeu cu el, spun de ce atunci lasă-l pe Dumnezeu. Așa. Sau dacă spui pentru mine, un pic se... Dar de nou, când trăiești într-o majoritate, într-un bazin care așa vede normalitatea, este greu. Și de asta am pus eu ironic întrebarea noastră, recunosc și eu, Știi că lumea, biserica, slujitorii, când te văd deosebit, diferit de bazinul mare, te văd VIP sau te văd în jos. Că noi poate ar trebui să spunem, wow, noi toți suntem majoritatea într-o normalitate și ei sunt oamenii pentru care Dumnezeu are un plan special. Nu știu dacă ar fi un pic mai ușor, dar poate ar fi un pic mai ușor să duci chestia aia specială care nu întotdeauna este comodă. Sau măcar să, să dai atenție și categoriei ăsteia de oameni. Nu neapărat celor fără copii, dar sunt. De exemplu, fete necăsătorite la o vârstă mai înaintată un pic. Sunt niște categorii cărora să le dai atenție. Nu să te prefaci că nu există. Și asta, și asta contează. Tu ai spus ceva. Nu ne-a învățat nimeni. Să știi, și mie mi-a luat ca slujitor. Și nici nu poți regiza viața... Chiar așa să te gândești chiar la toate, că suntem și noi oameni. Mie mi se întâmpla chestia asta, mă duceam, mă întâlneam cu un grup de familiiști, nu știu, după o conferință sau ceva, discuta, până la urmă, no, copii, 2, 4, 6, eu de unde să știu de că voi sunteți în mijloc, când ajungea Și în momentul în care mi-am dat seama de niște chestii, cred că nu, poate de cele mai multe ori, nu știu dacă am uitat vreodată sau m-am săturat eu să repet, când vorbeam pe creșterea copiilor, primul lucru care spuneam, dacă există vreo familie, care, atunci să învățați așa, nu încă, nu suntem familie de mâna a doua, suntem binecuvântați de Dumnezeu și un lucru care spuneam eu, nu știu dacă era bun sau nu, acum să-mi voi, ziceam, faceți-vă o frază de acasă și în momentul în care nimeriți un moș ca iuga sau ceva și vă întreabă tu te duci acolo și stau macaroanele în gât, dacă e să-mi răspunzi pe moment și nu ți-ai făcut fraza de acasă, nu știu, îți vine să mă strângi de gât, să-mi pui macaroanele în cap, adică n-aș vrea să știu ce gândești atunci, dar dacă ți-ai făcut fraza de acasă, nici atunci nu-ți va fi ușor. Da. Dar măcar spui poezia învățată. Pe noi, Dumnezeu ne-a binecuvântat deocamdată, fără copii. Sau nu știu ce, noi suntem oameni speciali. Nu știu ce, să, ca să. În primii da. ani, asta nu ar fi fost o frază sinceră, în primii da, da, ani. Da. Pentru că n-aș fi gândit așa că suntem binecuvântați fără copii. Dar, da, în anii ulterior, deja când Dumnezeu mi-a adus vindecare, da, aș fi putut să spun asta, că suntem binecuvântați fără copii. Adevărat că și societatea nu te, nu te ajută foarte mult, din punctul ăsta de vedere ce încă unii consideră noi copiii, e un blestem din partea lui Dumnezeu uh, ai făcut tu ceva plătești pentru niște păcate trebuie să fie ceva ceva este, da, da. Fel, da, da. da. Uh, dragii mei dacă tot discutăm despre noi copii fără copii nu știu cum e viața fără copii poate fi interesantă depinde în ce frumoasă. perioadă ești și frumoasă Mă gândeam la Dumnezeu care are atâția copii și de câte feluri și știe să ne iubească pe toți. Și mă gândesc la Dumnezeu care are atâtea familii, nu? Familii cu copii fără copii, cu mulți copii, cu puțini copii, cu copii sănătoși, copii cu probleme mare lucru că Dumnezeu ne iubește pe toți, ne primește pe toți și are un plan special pentru viața noastră. Și dacă sunteți necăsătoriți și cumva ați nimerit pe la emisiunea aceasta, nu trebuie să vă faceți voi planuri prea realiste. E important să visați frumos, să treceți totul pe listă și să credeți că cel puțin așa de frumos va fi. Dar... Undeva în sufletul vostru poate să spuneți, Doamne, dacă dincolo de planurile noastre frumoase, ai ceva mai frumos, ceva deosebit, ceva special pentru noi, nu în jos, ci în sus, să ne pregătești pentru asta și să știi că Dumnezeu va lucra. Deci undeva acolo, chiar dacă cu 0, nu știu cât, ar trebui să luăm în calcul că, da, există și planuri deosebite al lui Dumnezeu pentru viața noastră și noi putem fi unii dintre cei speciali pe care Dumnezeu ne alege. Niciodată să nu considerăm că Dumnezeu nu ne iubește, că nu a pus valori noi, ci care are ceva deosebit și vom pricepe un pic mai târziu. Dacă aveți copii, binecuvântați-l pe Dumnezeu, investiți în creșterea lor, investiți nu doar pentru viața aceasta, pentru veșnicie. Dacă nu aveți copii și sunteți căsătoriți și v-ați dorit. Rămâneți cu încredere în Dumnezeu. Niciodată nu este prea târziu, dar eu mereu le spun așteptările pentru lucrurile frumoase nu trebuie să fie, nu mai face nimic până, ci până când Dumnezeu va aduce la împlinire ce, ce ne dorim noi, dacă va aduce, să vedem cu ce ne umplem viața și Dumnezeu sigur fiecarei familii îi va spune, investești în copii altora, investești în tineri, investești în lucrare, te bucuri mai mult de nevastă că s-ar putea anii care vin, dar nu o zic asta pentru tine, Dani, să te poți bucura mai puțin că nu știu ce ți se aglomerează, Cam ce am pro noi să spunem varianta scurtă: că viața frumoasă chiar este legată de Dumnezeu. Și veșnicia este legată de Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu de fiecare dată când vedeți o familie cu inima deschisă, care spun ceva nu întotdeauna așa de ușor cum se vede, dar își deschid sufletul pentru ca. Să avem și o altă perspectivă asupra binecuvântărilor pe care le aduce Dumnezeu. Vă mulțumesc frumos că v-ați făcut timp, că ați fost cu, cu noi. Cu Pentru sinceritate, rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu și dacă tot v-ați obișnuit să fiți un caz special, acum de ce s-ar schimba Dumnezeu? Așteptați-vă și la alte lucruri. Cine știe, poate într-o emisiune, dacă ne ține Domnul peste câțiva ani, să spunem, habar n-am avut ce am avut în minte când s-a spus este asta, dar uite că Dumnezeu... Da continuă cu surprizele lui. Încă o dată vă mulțumim că ne-ați primit în casele voastre, sperăm să rămânem și în sufletul vostru și nu uitați, în timp ce vă binecuvintează Dumnezeu pe voi, că suntem siguri că vă binecuvintează, fiți și voi o binecuvântare pentru alții, primiți din partea lui Dumnezeu, dăruiți mai departe și știți bine că nu mă refer doar la bani, banii câteodată se dăruiesc cel mai ușor, să ne dăruim pe noi înșine un îndemn bun este un lucru prețios Și din nou, bine că mi-am adus aminte Mulțumesc Dumnezeu pentru cei care își oferă timpul lor Echipamentul lor, energia lor Cei ce a pus Dumnezeu în ei Ca să ne registeze pe noi și să ne ducă în casele voastre Pentru că altfel era o discuție la fel de frumoasă Dar nu ajungeam și la ei Pentru toate Dumnezeu să fie slăvit Și noi toți binecuvântați